Copil de 7 ani violat de un alt minor în vârstă de 15 ani în Petrila. Agresorul, de loc din Târgu Jiu, se afla în vizită la familia victimei pe care o cunoștea. Cei doi erau prieteni. La un moment dat, mama minorului de 7 ani a plecat la un magazin din cartier pentru cumpărături. În acest timp, adolescentul de 15 ani a profitat de lipsa femeii și i-ar fi violat fiul. Totodată l-a amenințat pe acesta să nu spună nimănui de cele întâmplate, însă copilul s-a plâns mamei. Mai multe informații despre acest caz șocant ne oferă comisarul șef de poliție Bogdan Nițu. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de viol și au luat măsura preventivă a reținerii față de minorul în vârstă de 15 ani. În cursul zilei de ieri, minorul respectiv a fost prezentat magistraților judecătoriei Petroșani, care au emis față de acesta mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 20 de zile.